ducesem să vedem 18 ori și nu se îndepin și pe de din ceva. Mulțumesc, deschidem lucrările ședinței ordinare din data de 29.06.2021, în baza dispoziției numărul 554, redactată în 23.07.2021, cu următoarea ordine de zi. Semnarea oficială a acordului de cooperare dintre municipiul Câmpia Turcii, județul Cluj, România și orașul Cimișlia, care este Cimișlia, Republica Moldova. Dacă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Mulțumesc cu unanimitate de voturi. Ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la punctul propriu-zis, proiectul de hotărâre pentru vot. Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre există intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnule primar, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule subprefect, domnule primar, doamnă consilier local, secretar general, stimați invitați și onorată audiență. Parteneriatul internațională generează beneficii și responsabilități, așa cum municipiul Câmpia Turzii a aflat începând din anul 1993. Atunci, comunitatea noastră a încheiat primul parteneriat transfrontalier împreună cu orașul Roma și din Ungaria. În cei 28 de ani care au trecut, alte 6 orașe din țări precum Olanda, Franța, Spania sau Turcia, s-au alăturat partenerilor noștri internaționali, astfel că municipiul Câmpia Turcii a reușit schimbul de experiențe și de cunoștințe extrem de benefice în contextul noilor realități europene. Astfel, ajungem în momentul 29 iulie 2021, când îmi revine onoarea de a semna primul acord de cooperare dintre municipiul nostru și un oraș din Republica Moldova, sora noastră de peste pământ. Această înfrățire, care a prins arii în anul 2018, este posibilă datorită implicării doamnei subprefecte din Amunteanu, căreia îi mulțumesc în numele cetățenilor municipiului Câmpia Turzii, deoarece prin eforturile dânsei s-a realizat această înfrățire între cele două comunități, care, prin prisma istoriei și identității culturale naționale, sunt împreună sub același tricolor, limbă și credință. Domnule Adunar, știu că orașul Cimișlia, pe care îl conduceți cu profesionalism de câțiva ani, deja are parteneriate cu alte autorități din dreapta Prutului, însă știu la fel de bine că de mult, cât de mult ne-am dorit, atât noi cât și dumneavoastră, să înfăptuim această înfrățire astăzi la Câmpia Prutului. După cum spuneam anterior, înfrățirile și parteneriatele internaționale generează beneficii, dar și responsabilități, pe care sunt convins că le vom fructifica împreună. Avem ce învăța de la partenerii noștri din Cimișlia și avem ce să vă arătăm pentru a vă facilita accesul la politicile, strategiile și cutumele europene. Frați moldoveni, în urmă cu 2 săptămâni, ați votat o cale europeană, zdrobind cătușele trecutului comunist. Ați demonstrat astfel că sunteți deschiși către vest, către dezvoltarea unitară și către strategiile Smart Eco pe care Europa le are implementate. În calitate de partener al orașului Cimișlia și de municipalitate cu 100% rată de absorbție a fondurilor europene, vă asigur de tot sprijinul și cooperarea în asimilarea de către comunitatea dumneavoastră a tot ceea ce înseamnă cooperare și muncă în Uniunea Europeană. Fie ca municipiul Câmpia Turzii să fie poarta prin care Cimișlia intră în marea comunitate europeană. Împreună suntem puternici, uniți și solidari. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Domnule primar Sergiu Andranache, dacă doriți.
ziua tuturor, un stimat doamnă subprefect, un stimat domnule primar, un stimat domnul consilier, onorată asistență. Astăzi, de fapt, noi am făcut istorie pentru ambele localități. Astăzi, în puterea noastră, este evenimentul de glorie și de bun augur la toate faptele care vor continua de acum încolo pentru care comună. Astăzi, stimați frați, s-a întâmplat ceva firesc. Fiindcă suntem un neam, același suntem curge prin pietrele noastre, aceeași limbă dragă și sfântă o curge. Numele locuitorilor orașului Cinșulea exprim profundă recunoștință pentru deschiderea pe care am avut-o și am întâlnit-o aici. Orașul Cinșulea este un oraș modest, dar are oameni deosebiți. Sunt convins că înfrățirea și cooperarea noastră mai departe va fi un succes comun. Astăzi s-a oficializat legătura de suflet. Istoria acestei înfrățiri a început cu aproape 2 ani în urmă, când proaspăt ales în funcție de primar, am avut o deplasare cu ansamblul Cineșare la Cluj. La invitația preotului să concertăm și într-o viață zi, am acceptat această invitație imediat după eveniment. S-a apropiat domnul primar și ne-a propus ca să ne înfrățim. Eu, sincer, acum am emoții, deoarece este pentru prima dată în scurta mea perioadă de timp când semnez un asemenea acord de înfrățire. Și vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru această oportunitate. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc consilierilor Orășenești Cinșulea, care, fără a sta pe gânduri, au votat în unanimitate acest acord de înfrățire. La noi deja toate documentele sunt date, urmând că acum la Ministerul de Externe a României să fie perfectate apele și a ajuns și acel moment, din cauza pandemiei pe care am avut-o, ne-a reținut ca să fie semnat din timp. Noi, cei din Cinșulea, vă așteptăm cu drag mereu. Sunteți frații noștri, ori de câte ori aveți posibilitatea, intrați în orașul Cinșulea să vă simțiți ca acasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. În baza proiectelor de votare a hotărârilor consilierilor și propun semnarea oficială a acordului de cooperare între Municipiul Consilia Tojdi și orașul Cinișlia, prin cei mandatați, domnii primari. Dacă îmi depinde, domnul președinte, negativ ca semnarea oficială, o să profit de prezența întregul spectru politic reprezentat de către consilierii în funcție, și să le spun că, potrivit legii 273 din finanțele publice, există posibilitatea finanțării de Consiliul Local al Municipiului Cutia Turzii de proiecte pe care frații noștri de peste tot le au. Ca atare, domnule primar, și cred că sunt în asentimentul colegilor Consiliului Local, vă propun să identificați proiecte care pot fi finanțate de către Consiliul Local în Via Tunzii, de așa manieră ca fie într-una dintre viitoarele credități bugetare, fie în bugetul anului viitor, să prindem sumele necesare, cu respectarea criteriilor legale, evident, pentru a putea finanța astfel de proiecte în orașul Cinișulea. Vă mulțumesc, domnul primar, doamnă consilier și domnul consilier.
Domnule primar, în partea cetățenilor orașului Timișoara, Consiliul Rățenesc și a primării, vă oferim un colac să ne aducă pacea, bunăstarea care se înscrie în Timișoara 2020. Un simbol al dăinuirii în frățirii noastre, să dăinuiască până puteze această schimbă de aligrată măsânică. Numele meu personal și al Consiliului Rău de Iar, nu te permiteți să oferă cheia. Zi a fost depuizată, declar și închisă. Mulțumesc. Zi pe funcție.